și ampermetrul ce a indicat. Vor fi trei experiențe. O frecare pe uscat, care e similară cu pornirea la rece, mai ales pe timp de iarnă și nu numai, în care timp motorul nostru merge în anumite puncte fără ungere, timp de 13-15 secunde. Faza a doua va fi cu ulei. Vom pune ulei în această cuvă ca să avem un film de ulei. Iar faza a treia va fi cu metadon în acest ulei. Produsele acestea se pun în proporție la motor, spre exemplu, prima platare se pune în proporție de 5%. Acum vom începe experimentul pe frecare uscată. O să vă rog să urmăriți indicația dinamometrului, ampermetrului și să sesizați și nivelul de zgomot. La 5 unități și jumătate s-a produs calare. Ampermetrul s-a dus peste cap, zgomot ați auzit. O să vă rog să vedeți această uzură pe rolă. Deci în acest moment am curățat rola, cămașa de lume. Voi pune în această cuvă ulei, motor. V-am spus că produsele Metabond nu sunt aditivi. Sunt lichide sau produse antifricțiune. Observați, în această cuvă am pus ulei, motor, curat, obișnuit. De regulă, noi facem demonstrație la firmele la care mergem cu uleiul cel mai bun pe care firmele respective îl au, ca să vadă care este diferența între folosirea uleiului în starea naturală și după aceea tratat. Deci acum schimbăm generatoarea, da? Alegem o altă suprafață nouă. Vine baia de ulei. Am observat că pe uscat s-a calat la 4 unități și jumătate. Ampermetrul s-a dus peste cap. În acest moment se observă un film de ulei. Deci avem ungere, ceea ce se întâmplă și în motoarele noastre. S-a calat la 6 unități și jumătate. Zgomot am avut comparabil cu cel dinainte. Numai că efortul de calare a fost cu 2 unități mai mare. Uzura crește exponențial cu efortul de apăsare. O să vă rog să observați că suprafața este aproximativ egală, o să vedem în final, ca uzură. Din acest flacon de Metabond M, care vi l-am prezentat pentru motoare noi, vom pune câteva pipeturi. Deci, practic, a mai și rămas, deși e puțin. Produsul este miscibil cu orice tip de ulei, de lichid, indiferent că e apă, că e ulei de ricin sau orice alt lichid care îl dorim. Sau care întâmplător se află în motor. Acum vom întoarce rola pe o altă generatoare nouă. Deci, aceleași condiții, da?
avem un film de ungere. A spus că procesul tratamentul este un tratament termochimico-mecanic care se face într-un anumit timp sau un anumit număr de cicli de funcționare. Pentru o mașină, în principiu, 250-300 de kilometri sunt suficienți pentru tratare. Odată cu schimbarea uleiului și a filtrului, mă refer la motor, se pune și produsul în cantitate de 5%. Fie că este metabon D, fie că este metabon C, fiecare mașină în funcție de uzura pe care o are. Deci, odată pus, metabondul se duce, curăță suprafața, înmoaie vârfurile asperitățile. Aici, deși această suprafață este foarte fină, o să observăm la sfârșit că se creează o dungă foarte rugioasă și foarte dură. Și, v-am spus, într-un timp. Aici, pentru un început de tratament, sunt suficiente câteva minute. Acum, o să continuăm cu prezentarea produselor. Hai să vedem ce se întâmplă cu faza a treia a demonstrației noastre. Deci, recapitulăm. Pe uscat s-a călat la 4,5, amperometrul s-a dus peste cap. La 6,5 s-a călat în acest ulei. Acum am pus metabon și vedem ce se întâmplă. Deci, zgomot nu mai auzim. Amperometrul nu indică o creștere de sarcină și la 6,5 s-a produs calarea în acest ulei. Lucrul acesta cu zgomotul se întâmplă și în motoarele noastre. De asemenea, uzura, deși efortul este același și uleiul este același, uzura este aproape de neobservat. Ce se întâmplă dacă rămânem fără ulei în mașină? Din diverse motive. Fie suntem într-o excursie, dăm într-un pietroi, se scurge uleiul, fie nu observăm indicația la bord, mergem mai departe, cu mașina fără ulei, încă 100 de km cu 50 la oră. Observați? E același efort care l-am avut cu ulei, zgomot nu este deloc. Uzura este neschimbată. Vă voi arăta de dragul experienței ce se întâmplă dacă mărim efortul. Deși motoarele sunt proiectate cu un coeficient de 1,5, deci noi o să mărim efortul de aproximativ 2 ori. Există posibilitatea ca un șpan să urce pe calea de rulare, dar se va simți, dar va fi tratat. Deci am dublat efortul. Facem șocul, ceea ce în motoare ar fi sinucidere curată, să dau o accelerare puternică în niște condiții grele. Observați că amperometrul nu ne arată o creștere esențială a efortului motorului. Deci am triplat efortul și nu se întâmplă nimic. Deci motoarele noastre, datorită acestei tehnologii deosebite, high-tech, sunt protejate în orice situație, și la pornire, și în mers. Deci dublăm, triplăm resursa de viață.